Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre acest ping-pong în declarații dintre președintele statului Igor Dodon și ambasadorii Statelor Unite și a României. De fapt, această discuție a prins contur pe parcursul zilei de astăzi. Mai mulți colegi ai noștri din media, dar și analiști politici s-au pronunțat asupra corectitudinii acestor afirmații din partea ambasadorilor. Despre aceste aspecte, dar de fapt și despre cursul politicii externe a Republicii Moldova, vom încerca să discutăm cu Nicolae Pascaru, președintele Federației Voievod. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și așteptăm să ni se alăture la această discuție și Radu Bușil, avocat. Domnule Pascaru, haideți pentru început să spunem telespectatorilor, de unde a generat acest conflict, dacă l-am putea numi așa, și în ce măsură au fost abilitați ambasadorii ca să facă asemenea declarații pe marginea deciziei domnului președinte ca militarii noștri să nu participe la aceste operațiuni militare? Da, într-adevăr, este o situație foarte neplăcută care a apărut acum în presă cu aceste scrisori, dar de unde a apărut această ciocnire în nivel diplomatic. Să nu uităm ex-ministru apărării care a fost domnul Șalar Anatol. El pe acea perioadă scurtă care a fost ministru a făcut foarte multe lucruri interesante și mai puțin interesante, dar mai ales având în vedere că s-a vândut acele rachete, în afară de acele rachete a încercat să ducă niște negocieri cu acest bloc militar NATO. Poate undeva și-a folosit atribuțiile sale, poate nu la momentul cel potrivit. Noi ținem minte declarațiile care le-a făcut domnul Șalaru și clar că aici devine și ajunge un conflict de interese. Președintele țării Igor Dodon, el este ales de majoritatea poporului Republica Moldova și este un garant a Constituției. Da. Noi să nu uităm că Republica Moldova este o țară neutră. Noi nu avem în perspectivă pe viitor să construim aici o cetate. Fie împotriva Occidentului, fie împotriva Rusiei, acestele țări eurasiatice. Așa s-a întâmplat perioada istoriei, că întotdeauna Moldova a fost un teren de luptă. Începând primul război mondial am fost implicați iar buniei străbuniei noștri într-acest mare război. A doilea război mondial s-a distrus în mare parte tot acest teritoriu nostru actual, Republica Moldova. Și acum, clar, pentru acest teritoriu se duce iarăși o luptă diplomatică. Având în vedere că președintele Dodon este ales, cum așa am spus, la aceste alegeri prezidențiale de majoritatea poporului, el este o voce a poporului și la noi lumea este, moldovenii, noi suntem de firii pașnici. Nu vrem noi aceste blocuri militare, noi nu vrem ca copiii noștri să plece în Afganistan, pentru că noi am trecut pentru această poveste tristă. Noi nu vrem, pentru că dacă să avem o statistică, acei români care sunt implicate în toate acestea, în tot acest bloc militar sau în toate aceste acțiuni care sunt prin Orientul Mijlociu și mai departe, acolo tot sunt mulți soldați care au decedat, care i-au dus acasă în sicrie. Și așa că pentru noi, eu cred că președintele face un lucru foarte bun. În primul rând, nu provoacă situația aici în relațiile noastre cu țările vecine, Ucraina, Rusia, Belorusia și așa mai departe. Și asta este un lucru foarte important pentru noi, mai ales acum când se încearcă să restabilească relațiile cu Tiraspolul. Noi acum avem nevoie să trimitem ostașii noștri sau soldații să plece. Noi și acasă învățăm dacă trebuie. Și iarăși, cum am spus, nouă aici îmi trebuie niște locuri de lucru. Noi avem nevoie de niște programe economice, puternice. Domnule Pascaru, aceste declarații ale ambasadorilor ar trebui să le catalogăm ca poziție oficială a Bucureștiului și a New Yorkului? Având în vedere că noi precedențe 4 ani la conducerea statului, da, ca președinte, am avut un om care nu a avut vocație politică,
Asta și-a fost motivul ca diferiți ambasadori să joace jocul așa cum vor ei. Dar ei să nu uite că ei sunt trimiși aici de statele lor pentru a duce niște, nu a veni și a da lecții președintelui Republicii Moldova. Da, eu înțeleg, noi suntem o țară mică, dar noi avem vocații în lume, avem ambasadele noastre în fiecare țară. Asta e just cum a spus domnul Igor Dodon, cum s-a arăta un președinte din Washington a Republicii Moldova, să-i dea lecții lui Trump sau să-i dea lecții cuiva. Asta este ieșit din comun. Inclusiv la Cotroceni. Un ambasador a Moldovei în România să-i dea lecții, să spui și să facă domnul Iohannes. În primul rând, este o situație foarte netactă acestor ambasadori. Eu mă port cu o stimă față de toate ambasadele care sunt la noi pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că avem nevoie de relații prietenoase, avem nevoie de niște relații ca să întărească prietenia între țările noastre, dar noi nu avem nevoie de oameni care să ne dicteze noi ce trebuie să facem președintelui. Președintele este obligat ca să fie garantul Constituției, președintele țării este obligat ca să-și asume angajamentele date la popor. Domnule Pascaru, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studio la discuție. Multora nu le place că noi spunem lucrurilor pe nume. De fapt, argumentele sunt atuul nostru forte. Argumente și fapte, veridic și important. Cauți un loc perfect pentru comercializare? Ești interesat ca vânzările tale să atingă cote maxime? Centru Comercial Grad îți propune cele mai avantajoase condiții de închiriere a spațiilor de comerț. De la 10 euro metru pătrat. Plasat în centrul capitalei vis-a-vis de gara auto, Centrul Comercial Grad întrunește condiții sigure pentru comerț și prestări de servicii. Centrul Comercial Grad, strada Tighina 46, telefoane 022 272 773 sau 0799 56100. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Stimați telespectatori, am revenit în studioul la discuție. Spuneam că discutăm despre declarațiile domnului Dodon, ambasadorului Statelor Unite și acelui din România, împreună cu Nicolae Pascaru, președintele Federației Voievod, și între timp ni s-a înlăturat și Radu Bușilă, avocat. Domnule Bușilă, vreau să ne spuneți, interzicerea participării la aceste exerciții militare internaționale, cum ar fi catalogate de către societate civilă, această interdicție venită din partea președintelui Dodon, este una bine gândită? Este una fermă? Eu aș spune că nu este atât o interdicție, cât aș folosi mai bine termenul de nepermitere a dislocării trupelor noastre în altă țară. Este vorba în primul rând o dislocare a trupelor în altă țară. În primul rând este vorba de anumite exerciții, deci exercițiile militare sunt de două feluri, de atac și de apărare. De atac, cred că Republica Moldova nu are nevoie, pentru că suntem în relații foarte bune cu ambii vecini, atât statul român cât și Ucraina. În exerciții de apărare, deci aici sunt două tot componente, deci noi avem nevoie de două chestiuni în domeniul armatei. În primul rând de pregătirea tehnico-tactică și de dotare. În cazul dat despre dotare nu este vorba, pentru că acolo scopul acestui exercițiu nu este dotarea armatei cu tehnică, ci pregătirea militarilor. Pregătirea militarilor noi o putem face foarte bine pe teritoriul Republicii Moldova, poligoanele noastre de pregătire. Nu trebuie să uităm și un aspect destul de important, că țara noastră face parte din fostul lagăr sovietic, da?
Însă foarte bine să știe că armata sovietică era una din cele mai pregătite armate din întreaga lume. Deci noi suntem moștenitorii acestei armate. Dacă vom lua lucrurile bune, pozitive din acea perioadă, da, atunci noi avem o moștenire militar-patriotică destul de bună. În alt context, aș vrea să spun că, în general, acest comportament de învățătură și de... Da, participați în întrebarea mea. Este drept un ambasador să dea lecții, poate, unui președinte de țară? Și întrebam pe domnul Pascaru până a venit dumneavoastră, dacă aceste declarații ale ambasadorilor pot fi catalogate punctul oficial de vedere a țărilor pe care le reprezintă? În mare parte, da, poate fi, deoarece politica externă acestor state în ultima perioadă de timp cam presupune acești pași pe care le-au întreprins ambasadorii respectivi. Însă nu trebuie să confundăm relațiile de bună vecinătate cu popoarele acestor state, cu însăși politica administrației acestor state. Noi cunoaștem că în ultima perioadă în ambele state au avut parte de o astfel de administrație care au avut o politică de supunere, de învățătură, și în general au tratat țara noastră ca pe una de mâna a doua sau chiar a treia. Republica Moldova nu este și prin conducătorii săi cred că ar trebui să tindă să nu fie o republică bananieră. Noi suntem un stat independent, totalitar, indivizibil, da? Suntem un stat neutru, avem consacrat un statut de neutralitate permanentă și eu cred că conducătorii țării, indiferent cei care sunt azi, cei care vor veni mâine, trebuie să lucreze la această statalitate, deoarece noi am obținut prin minune, putem spune, prin înaintașii noștri, cei care au dobândit această statalitate în anii 90 prin procesul de renaștere națională, iar acum nouă ne vine doar sarcina de a întări acest cadou dat de către soartă nouă. Și cred că fiecare conducător trebuie să tindă spre asta și să lucreze în fiecare zi pentru asta. Eu m-am săturat personal să văd președinți, prim-ministri, miniștri, așa cum vine un ambasador deodată să se închine, să scoată căciula și să primească indicații de la toți cei care vin. Noi trebuie să avem relații bune, însă nu de supunere, nu de coordonare. Noi suntem un stat independent, de ce cred că acțiunile președintelui au fost în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu Constituția. Domnule Pascaru, astăzi unele voci spuneau că această decizie a domnului Dodon ar însemna o eventuală izolare pe plan extern. E așa sau nu? Nu cred că va fi o izolare, pentru că nu este cointeresat nici această Uniune Europeană, nici România, nici Statele Unite să facă din Moldova un țarc. Pentru că noi vedem încercările de a face din Rusia un dușman extern a tuturor popoarelor lumii, este o idee foarte, nu atât de bună, pentru că în secolul 21 ceea ce se întâmplă era bine să treacă pe o cale diplomatică, pentru că sunt într-adevăr instituții întregi, academii, sunt proiecte foarte mari internaționale, anume care gestionează tot acest fenomen internațional, această globalizare. Și eu cred că se poate să hotărască aceste probleme, anume pe o cale pașnică. Este important pentru noi, într-adevăr, Republica Moldova îndrăznește, pentru că noi, de fapt, așa cum am spus, suntem în calea tuturor încercărilor, da? Așa cum este din vest și din est. Este important ca președintele Republicii Moldova să se axeze pe problemele directe a cetățeanului. Așa cum vedem noi vedem în premieră, la președinție s-a deschis acea tradiție când președintele se întâlnește cu simplu cetățeni. De fapt, eu nu țin minte perioada domnului președinte Timofti să fie așa, chiar și pe timpul președintelui Voronin. Adică noi vedem intenția președintelui Igor Dodon este una foarte bună și el încearcă și foarte multe lucruri se primește. Și noi vedem că mare parte cetățenii Republicii Moldova îl susține prin încercările astea. Și așa cum am spus, având o stare așa de neutralitate, noi putem să îmbunătățim relațiile cu Federația Rusă, cu mai bune relații cu țările care sunt din acest sector ex-sovietic, pentru a face mai departe comerț cu acest țări, pentru a... nu avem nevoie de situația în care este Ucraina.
Ucraina a nimerit într-această situație și iarăși eu cred că ei nu sunt atât de bucuroși pentru că nu au cucerit nici Europa așa cum au vrut ei, da? Și sunt într-un război civil. Acest conflict până la etapa actuală este catalogat ca o operațiune de combatere a terorismului. Chiar nici într-un război civil nu este. Nu este o stare de urgență la nivel național. Așa că avem nevoie de pace, de consolidare și avem nevoie de relații bune în interiorul țării, pentru că prioritatea este reintegrarea țării. În momentul când a noștri soldați, da, sunt implicați între aceste blocuri, care nu cred că ei sunt prietenoase. Noi trebuie să fim la o parte de toate blocurile acestea, pentru că și iarăși moldovenii nu sunt războinici în secolul 21, pentru că avem o sumedenie de probleme care trebuie rezolvate. Și mare parte, iarăși, războiul acum nu sunt ca perioada lui Ștefan cel Mare, să iei sabia în mână și tu ești erou pe câmpul de luptă. Acum ți-au venit niște rachete, nici nu știi de unde, și ți-au distrus jumătate de țară. Mai departe duci clarificată-i. Pentru că ăștia sunt armează de acum sute de ani, înțeleg, și au cele mai performante. Și este evident că noi trebuie să fugim din toată așa situație ca să facem un teren de luptă pentru dânșă. Americanii niciodată nu au avut războaie pe teritoriul lor. Ei întotdeauna au dus războaie prin toată lumea, numai la ei nu au dus războaie. Domnule Bușină, în contextul în ce spunea domnul Pascaru de neutralitate, Republica Moldova deține potențialul, nu știu, politic necesar, dar și al echipamentului tehnic, militar, pentru a face față neutralității? Ca să rămânem în albia în care dorim fiecare? Știți, neutralitatea? Nu, din păcate nu, însă nu acesta este obiectivul statutului permanent de neutralitate. Nici o țară, practic, care se bucură de un statut permanent de neutralitate, nici Elveția, nici Austria, nu are un potențial care să reziste, spre exemplu, invaziei din est sau din vest. Spre exemplu, nu poate plăta Austria cu blocul NATO, cu întreg blocul NATO, da? sau cu întreaga Federație Rusă, sau cu în genere cu un grup de state, da? Și nici nu este obiectivul de a lupta. Obiectivul este invers, de a colabora, de a coopera cu toate statele, cu restul lumii, în vederea întăririi acestui statut de neutralitate permanentă. Oferirea unor garanții, da? Pentru întărirea acestui statut și neimplicarea în niciun bloc politico-militar existent de confruntare prezent în lume astăzi. Noi cunoaștem foarte bine relațiile ostile și în general cunoaștem situația politică în lume, care este foarte tensionată astăzi. Noi cunoaștem tensiunile din lumea musulmană, invazia în Europa, tot felul de atentate teroriste. Noi avem o multitudine de cetățeni care lucrează și în vest și în est, care susțin economia țării noastre. Da? Noi cunoaștem relațiile ostile, spunem așa, neprietenoase a unor cercuri, nu putem spune statul respectiv, a unor cercuri din Federația Rusă cu Statele Unite. Cunoaștem foarte bine că blocul NATO este condus în majoritatea de către Statele Unite. Cunoaștem că avem la Constanța baze militare a Statelor Unite, iar pe teritoriul nostru avem dezlocate trupe chiar ilegale a Federației Rusă. Dar asta nu înseamnă câtuși de puțin că nu trebuie să depunem eforturi și pe cale diplomatică inclusiv pentru debarasarea acestor trupe și eliberarea teritoriului nostru național. Însă, cunoaștem foarte bine aceste tensiuni și în acest context nu trebuie să ne înrolăm dintr-o parte a baricadei împotriva celorlalți. Nu trebuie să luptăm cu România împotriva Federației Ruse sau cu Federația Rusă împotriva României și a Statelor Unite. Nici într-un caz, dimpotrivă. Noi avem nevoie de relații bune și cu unii și cu alții, însă avem nevoie de relații corecte, de relații de colaborare, nu de supunere. Republica Moldova nu este un stat aflat în relații de supunere și nu este o colonie a oricărei entități pe plan mondial, da? Deci noi trebuie să ne recucerim, redobândim și reconsfințim acest statut de neutralitate permanentă. Și aici rolul conducătorilor noștri în aceste abordări și în raport cu diferite centre de putere care sunt reprezentate de către ambasadorii săi este unul deosebit de important. În premieră astăzi președintele Dodon, noi putem critica
diferite acțiuni, diferite declarații. Da. Putem declara multe acțiunile acestui președinte. Însă în acest caz consider că a dat dovadă de maximă vigilență. Cred că în continuare trebuie să fii foarte atent, foarte diplomatic în discuțiile sale. Nu trebuie de dat teren pentru a face altfel de tot felul de insinuări. Trebuie clar, prompt de pus la punct aceste persoane care uită de statutul permanent de neutralitate, uită că statul Republica Moldova este unul independent, este indivizibil, are conducători, are un popor suveran. De aceea cred că aceste acțiuni sunt foarte binevenite și a sugera aceste declarații pe care le fac acești ambasadori. Da? Ei spun că este un gest de neprietenie. Eu știu, așa, când te invită cineva la o cafea sau la un ceai și pur și simplu refuzi delicat această invitație, nu ai un gest de neprietenie, ci dimpotrivă, atunci când cineva te impune cu desila să vii la această întâlnire, la această cafea, atunci este un gest de neprietenie, pentru că este fiecare face o acțiune binevolă, da? Atunci când este o obligație, atunci este ceva de neprietenie. Și la fel, toată această grijă mare, în ghilimele, de rigoare față de capacitățile instituționale a Republicii Moldova. Eu nu am văzut o asemenea grijă atunci când Republica Moldova este sistematic depopulată, atunci când băncile statului sunt furate, atunci când tinerii noștri pleacă în fel de fel de programe, work and travel, atunci când se fac inițiative de a modifica codul funciar și a da dreptul cetățenilor de a procura terenurile noastre agricole, da? Care sunt deja libere. Da? Eu nu am văzut inițiative când credința noastră ortodoxă este pusă, și morala în general pusă, este pusă sub semnul întrebării, când sunt tot felul de inițiative de lege antidiscriminare și majoritatea populației care are o orientare normală este discriminată în acest sens. Eu nu am văzut atunci gânduri la capacitățile instituționale a Republicii Moldova. Iată acum, strict, domnule, repede am început să se gândească. Este foarte straniu. Domnule Pascaru, Washingtonul a început să fie deranjat din momentul în care președintele Dodon a pus accentele de rigoare la Bruxelles în raport cu deschiderea biroului NATO și a spus că țara noastră nu are nevoie de un asemenea birou. Și reacția domnului ambasador s-ar înscrie în acest șir? Cum ați privit? Probabil că da, poate să fie adevăr în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar să nu uitați, dacă într-adevăr este așa o grijă față de Republica Moldova, să nu uităm că noi avem un conflict deschis, noi avem armate străine pe teritoriul Republicii Moldova și este important ca administrația, guvernul, parlamentul, președinția să facă tot posibil ca să atragem la o masă de dialog, așa cum a spus colegul meu, Tiraspol, Chișinău, pentru că prioritate, interesul național este reintegrarea țării. Poate să-i deranjeze, pentru că, într-adevăr, și în lume se schimbă multe lucruri. Noi am văzut că în mare parte politica Statelor Unite era focalizată pe doamna Clinton. În mare parte, când a câștigat președintele Trump, a fost o surpriză nu numai pentru Statele Unite, pentru elita, pentru nomenclatura din Statele Unite, dar pentru Europa a fost într-adevăr o surpriză. Până acum noi ținem minte declarațiile demnitarilor ucraineni împotriva domnului Trump, și apoi ține minte acelea o lună, două, când încerca să iasă din situația aceea penibilă care s-au aflat. Clar că se schimbă unele lucruri, probabil eu cred că și Washingtonul și încearcă să-și formeze o alt politic, pentru că venirea altui președinte a unui stat atât de puternic cum este Statele Unite, totuși își are o diplomație sa mai individuală, da, așa să spunem. Și eu totuși cred că în timp de un an de zile, doi ani, s-a stabilit o politică clară care este dusă de către președintele Trump. Pentru că noi vedem, doamna Clinton avea o vocație mai accentuată pe aceste sancțiuni cu Rusia, chiar probabil și mai agresivă era în tracea polemică cu... Dar în Republica Moldova stare de lucruri nu mai să se limpizeze după 2018? Să vă spun că Republica Moldova în acest plan geopolitic, da, într-această
partide de șah geopolitic este privite în mare parte ca un teritoriu și în mare parte având în vedere, pentru acum cum se câștigă țările, economic, este trimisă această armată de a fondului umanitar care te aruncă în niște datorii, apoi își recuperează prin niște condiții oricare, politica externă, da? Pentru a fi o țară într-adevăr suverană, avem nevoie de mulți bani, avem nevoie de o economie puternică. Și clar că noi ne mirim într-această situație, pentru că așa se face și cu Ucraina. Noi vedem încercările care s-au făcut în America, în Armenia, da? Într-acel conflict care a fost câteva zile în Nagorno-Karabakh. Sunt niște încercări într-această tablă de șah mondial, într-această geopolitică. Este important ca în mare parte politicul a Republicii Moldova să investească foarte mult în diplomație externă. Să investească foarte mult între aceste relații cu Tiraspol, să investească în, pentru că să investească în serviciile speciale. Pentru că nu este, nu poate să fie o surpriză pentru noi după aceste încercări, da, de tratative cu președintele, să nu ne așteptăm niște revoluții de color, pentru că noi știm metodele lor care sunt. 7 aprilie, uitați-vă câți ani au trecut și noi încă nu știm cine a fost la baza acestor conflicte și acestor distrugeri care am avut noi în centrul orașului. Pentru că sunt niște state mari care au finanțare, poate să finanțeze mai multe organizații guvernamentale, centuri de astea de analitic în diferite domenii și poate să-ți facă așa niște surprize pe... Deci este important ca cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă care este interesul național, să înțeleagă care este viitor, o perspectivă de viitor, care sunt prioritățile și viitorul acestui stat. Dar așa cum am pus, reintegrarea țării și tot ce face la vederea noastră, ce face președintele țării, este un semn foarte bun. Domnule Bușilă, haideți să vorbim despre relația președintelui Dodon cu Federația Rusă. Tot din ce în ce mai multe voci zic că o atenție sporită îi se acordă Federației Ruse. Cum ar trebui să fie creată acest joc politic în condițiile în care am avut un embargo, am avut o stare de lucruri încordată pe plan diplomatic? Da, foarte bună întrebare. Desigur că președintele nou ales, Igor Dodon, pune un accent deosebit de important pe relația cu Federația Rusă. Și acest lucru este unul pozitiv, deoarece noi avem relații consacrate cu acest stat, care în proporție de 40% importă produse agricole. Uniunea Europeană astăzi, la moment, importă produse agricole în proporție de 0,1%, da? Deoarece este un monopolist care încearcă să nu importe absolut nimic, ci să producă singur și, din potrivă, să exporte ei. Deci ei nu au nevoie de produsele noastre agricole, cu mici excepții, dar care nu sunt importante pentru economia noastră. Deci noi suntem obligați, prin natura relațiilor noastre diplomatice, să avem relații bune cu Federația Rusă. Însă asta nu înseamnă câtuși de puțin că nu trebuie să lucrăm asupra relațiilor noastre cu partenerii din Uniunea Europeană și cu partenerii de peste ocean. Eu întotdeauna am spus și reiterez poziția mea. Noi avem nevoie de investiții în infrastructură din Occident. Da? Și pentru a produce de tehnologii pentru a produce în interiorul Republicii Moldova și marfa să o exportăm pe teritoriul Federației Ruse. Da? Ce se întâmplă astăzi? Noi luăm din Occident doar ce este mai rău, ce este mai negativ. Noi nu luăm, contactăm credite pentru infrastructură, pentru importul de tehnologii. Noi contractăm credite exclusiv pentru consum. Deci ei ne dau anumiți bani, noi consumăm produsele care tot vin de la ei. Adică ei au nevoie doar suma bănească de la noi de aici să o extragă, cea care vine din Europa și din Federația Rusă. Și au inventat acest mecanism, de aici ne dau producții, de aici noi le cumpărăm producții tot cu banii lor și în final rămânem datori acestor rechini mondial, care se numește Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și... Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare din cadrul Uniunii Europene. Deci acești trei mari creditori care au băgat în faliment Grecia, acum Italia,
Spania, Portugalia, alte țări europene, Marea Britanie, care un exemplu clasic, care iese din cadrul componenței Uniunii Europene, care și așa nu a semnat toate tratatele cu această Uniune. Deci, noi trebuie să fim foarte atenți în aceste abordări. Dar revenind la subiectul nostru, cu recenta acest mic conflict sau divergență de opinie în această chestiune. Uitați-vă, noi pe teritoriul public Moldova, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnul Pascaru, avem un conflict, unii îl spun înghețat, dar este intersocial foarte profund, Transnistria. Noi suntem același popor, avem administrații diferite, chiar dacă acea administrație este una neconstituțională și nerecunoscută, avem trupe a unui stat străin dislocate pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, însă noi trebuie să tindem ca acel popor din acel teritoriu, care este același popor cu noi, să nu conflictualizăm relația cu el. Ce acțiuni sau ce pași pot întreprinde aceste autorități nerecunoscute aceste regiuni atunci când vor afla că trupele noastre, da, merg pentru a se pregăti într-un alt bloc, și anume blocul NATO, când este cunoscut faptul că au anumite previziuni negative față de acest bloc. Noi, dimpotrivă, trebuie să tindem să facem poduri cu Transnistria. Poduri sociale, culturale, umanitare, chiar și cu această administrație să discutăm pentru a întări coeziunea națională între ambele maluri, da? Să găsim puncte comune, ci nu pentru a destabiliza situația, pentru că atunci această destabilizare este binevenită doar factorilor de putere extern, ci nici de cum unității naționale a Republicii Moldova. Dau două exemple. Da, și atât. Georgia și Ucraina. În Georgia, georgienii, crezând că sunt sânge fierbinte, au început acest conflict. Cine a câștigat? A câștigat Federația Rusă, pentru că așa au dobândit încă două regiuni separatist, secesionist, dar le-a dobândit sprijinul lor, da? Și a câștigat Statele Unite, pentru că pe vieci au sfădit georgienii cu rușii, da? Cine a pierdut? Georgienii. Au pierdut teritoriul și au pierdut oameni în acest teritoriu. Exact același lucru este și în Ucraina. Cine a câștigat? Federația Rusă a obținut Crimea și a obținut încă două regiuni secesioniste. Ce a obținut Statele Unite? A obținut vrajba asta pe sute de ani înainte a ucrainienilor cu rușii, ceea ce trebuie, da? Domnule Pascaru. Și ucrainienii iarăși au pierdut. Deci dacă vom calca și noi pe această greblă, nu știu, vom fi cei mai eșuați sau ratați în acest... Domnule Pascaru, haideți să vorbim despre clasa politică, despre cultură politică și în acest context apare întrebarea firească. De ce s-a ajuns aici? Nu posedăm cele două calități enumerate un pic mai devreme? Și când zic lucrul ăsta, mă refer la fosta conducere a Republicii Moldova și la foștii demnitari până la urmă, de care a depins poziția noastră reprezentată pe plan extern. Să nu uităm că clasa politică moldovenească acum iese dintr-un război foarte periculos care s-a dus pe intern. Da? Noi vedem acum campioni care sunt ieșiți dintr-o acest război. Noi am văzut, pentru că nu în fiecare țară prim-ministru stă la pușcărie. Nu în fiecare țară sunt așa dosare cu vocație internațională, da? Cum sunt la noi. Da, dar nu în fiecare țară cu permisiunea de să avem furtul miliardului, da? Da, așa este. Într-adevăr, se întâmplă niște lucruri care într-adevăr ne deranjează și fiecare cetățean, eu cred că poate univa și politician, își dorește o zi mai bună, zi de mâine, își dorește niște planuri pe viitor să-și construiască aici în țară, pentru că, într-adevăr, avem o țară depopulată. Mulți din tineri își strâng bagajul și o pleacă după hotare. Le este mai ușor să-și găsească acolo. Pentru că, într-adevăr, noi suntem într-așa puși în niște condiții foarte necinstite, da? Având în vedere acest acord cu Uniunea Europeană, având în vedere acest embargo. Dar să ne aducem aminte, de ce Rusia a pus acel embargo? Pentru că, într-adevăr, a fost o diplomație nu atât de reușită. Noi ținem minte acelea închiderea a școlilor ruse, noi ținem minte acelea scandaluri care era. Eu chiar țin minte activiști venit din București și care făceau proteste la ambasada rusă. Ăștia nu sunt oamenii noștri, nu sunt organizațiile noastre neguvernamentale, dar erau în frunte cu George Simion.
toată echipa lui veneau de la București, se duceau la ambasada rusească cu transparente și strigau diferite lozinci și clar că ne punea pe rușă într-o confruntare, pentru că la Moscova ei vedeau că la Chișinău fac proteste și ia țâță și nu e liniște. Și clar că a ajuns la niște relații foarte rele. Pentru că erau cointeresați. Și eu atunci stau și mă gândesc de clasa politică care spuneți dumneavoastră. De ce ei nu coordonau această securitate națională, unde era SIS-ul, unde era Ministerul de Interne. Pentru că era o luptă care se duce pe interior. Fiecare partid avea ministerele sale, fiecare partid și aici s-a născut această corupție, această metastază care de fapt au corupt statul moldovenesc, Republica Moldova. Noi vedem într acest haos și a dispărut acel miliard, poate și mai mult, s-au distrus băncile. Într-adevăr, am ieșit dintr-un război enorm. Eu sper pe viitor ajunge această înțelepciune la clasa politică moldovenească și, într-adevăr, se va forma ca elită. N-are importanță că e de stânga, că e de dreapta, că e din centru, dar prioritatea trebuie să fie interesul național. Și exemplu să fie președintele țării. Pentru că, uitați-vă, el nu a ajuns la 100 de zile, da? Cum să faci și după asta să-l critici. El de-a doilea săptămână este criticat și în mare parte este criticat de presa care este plătită de după hotare. În mare parte, dar nu criticat, criticat foarte dur. Dar încercările care le face președintele sunt niște încercări foarte bune pentru țara noastră. Reintegrare, situația economică din țară, prietenie cu estul, cu vestul și e un lucru foarte bun. Credem că se va reuși. Pentru că, să nu uităm una, președintele este... Eu nu sunt avocatul lui Igor Dodon sau avocatul președintelui, dar într-adevăr, în comparație cu ceilalți președinte, au venit un om care se gândește la țară. Că noi pe viitor vrem să trăim în țara asta. Și în mare parte eu mă uit... Eșlals nu tare îl critic, chiar opoziția care este, pentru că face niște lucruri bune. Și în perspectivă, totuși gândesc că se va maturiza toată clasa politică. Pentru că cetățenii toți se deșteaptă. La alegerile parlamentare care va veni, ei vor alege partidele care se gândesc la țară. Și dacă vor vedea rezultate reale care sunt din urma la acestor politicieni, vor conduce țara. Dar pentru o clasă politică ce înseamnă? Lupta pentru putere, de a veni la putere. Uitați-vă și câmpul este liber pentru ei. Domnule Bușelă, au fost enunțate câteva teze destul de interesante. Interesul țării, credibilitate și aici vreau să ajung în albea să discutăm că chiar astăzi citeam în mai multe surse mass media că și Partidul Comunist din Republica Moldova s-ar alinia, așa zisor, mișcări împotriva domnului Dodon. Este explicabil lucrul ăsta? Împotriva cui se luptă până la urmă? Vorbim și despre o fărmițare a partidelor politice pe eșichier. Ori astăzi foarte multă lume zice că partidele care ar trebui să fie de centru nu mai sunt de centru, cele de stânga nu mai știu de ce sunt. Eu am auzit de această inițiativă, dar eu altceva aș vrea să spun. Știți? Spuneți. Cultura politică la noi în țară. Da. Aud deseori așa vorbind că domnul Dodon sau tovarășul Dodon, eu am spus în cadrul emisiunii dumneavoastră anterior și la alte posturi de televiziune sau radio și pot să reiterez de câte ori este nevoie, președintele Dodon pentru activitatea sa anterioară în cadrul Parlamentului, în cadrul Ministerului Economiei, chiar și pentru activitatea în cadrul președinției poate fi criticat. Oricare persoană poate fi criticat. Însă una este să critici fără demnitate și alta este să critici cu demnitate o persoană. Totuși nu trebuie să uităm că președintele este o instituție. Cei care nu cunosc acest lucru trebuie să studieze Constituția, să vadă care sunt atribuțiile și obligațiile președintelui țării. Și atunci când se adresează unui președinte, să cunoască că se adresează în primul rând unei instituții a statului. Dacă el nu recunoaște și nu are un respect deosebit față de această instituție, atunci el nu are respect față de stat. Atunci el nu are respect față de noi toți împreună. Noi deseori auzim, eu aș face chiar un apel către toți, domnilor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, fiți mai atenți, fiți mai prudenți.
Totuși este vorba de o instituție, de un președinte ales de toți. Haideți să fim mai demni, dacă sunt propuneri, sunt sugestii, trebuie să înaintate, trebuie să ascultate, însă totuși trebuie să avem un anumit respect. Ceea ce a spus despre relația noastră cu alte state, într-adevăr, nu trebuie să facem o confuzie care se face astăzi foarte, foarte mult. Problema etnolingvistică și, în general, abordările dintre relațiile dintre statul nostru și statul vecin România. Eu personal am învățat în acest stat, nu un singur an, și n-am învățat într-o simplă instituție, ci una cu caracter militar. Pot spune că sunt anumite presentimente pozitive. Iar administrația, însă administrația acestui stat actual nu trebuie confundată cu poporul acestui stat. Noi avem foarte multe similitudini, începând cu cele tradiționale, religioase, suntem parte din una și aceeași biserică noastră ortodoxă, și cu Ucraina, și cu Federația Rusă. Am făcut cândva toți parte dintr-un imperiu bizantin, da? Deci aceste lucruri ar trebui să ne unească mai mult. Ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul administrației, care sunt de fapt agenții Occidentului, sunt numiți de către toate aceste ambasade care sunt și la ei, și practic deja s-au transformat într-o colonie. Este un celebru autor al lucrării lui Șerbănescu din România, vă recomand să o citiți, este carte celebră, România la periferie, o colonie la periferie Europei. Îi spune foarte clar aceste lucruri și în general toate aceste tensiuni. Oamenii s-au săturat de aceste supuneri. Domnule Rușilor, care nasc doar discutat. Corupție, da. Și doar lipsa locurilor de muncă, doar numai bunăstare nu naște. Domnule Rușilor, zic că noi am discutat cu diferite ocazii despre vizitele domnului președinte. Una, evident, prima se spunea și în campanie electorală, va fi la Moscova, a fost, a doua la Bruxelles și a treia se discuta undeva la vecinii. După aceste declarații controversate, ne-am putea aștepta ca următoarea vizită să fie la București? Avem un temei? De ce nu? Da, desigur că trebuie mers la București. Trebuie mers cu demnitate, nici cu mândrie sau orgoliu, dar nici cu supușenie, cum fac alții. Trebuie mers cu demnitate. Spus, fraților, noi nu avem ce împărți. Noi suntem două state independente, cu suveranitatea fiecăruia. Suntem purtătorii unor entități statale, suverane, distincte. Haideți să colaborăm. Ce avem de împărțit? Nu avem nimic de împărțit. Haideți să colaborăm. Ce trebuie să facem în domeniul energetic? Ce trebuie să facem în domeniul umanitar? În domeniul social? Ce președinte sau în general ce autoritate și-a pus până acum întrebarea? Ce facem cu acești tineri care pleacă în România să învețe? Cum îi ademenim? Cum îi motivăm să vină înapoi să lucreze? Cum le oferim locuri de muncă? Domnul ce funcții le dăm? Eu astăzi am văzut, știți, văd cum astăzi clasa noastră politică este director a teatrului și mâine vrea să fie ambasador într-o țară. Deci se pricepe la toate. Dar ce facem cu acești tineri, un potențial extraordinar? Cum îi angajăm? Cum le dăm de lucru pentru statalitate, pentru statul nostru să lucreze aici? Nimeni nu și-a pus. Domnule Pascaru, în 20 secunde, întrebare. Mergem la București? Eu cred că trebuie să fim și la București, și la Bruxelles, și la Moscova, și la Washington, inclusiv și la Pekin. Noi trebuie să fim peste tot locul, să avem o diplomație foarte iscusită și servicii speciale, secrete. Și atunci vom reuși, pentru că acea matrice, da, a zilei de mâine, trebuie azi de construit. Trebuie să ne vedem peste 10, peste 15, peste 100 de ani. Atunci vom reuși. Domnule Pascaru, domnule Bușilă, vă mulțumesc. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a duce la bun sfârșit această discuție inițiată astăzi. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics. Sunt Vlad Madanu. Seara bună!